Un rechin de peste 3 metri a apărut în apropierea unei plaje de pe o insulă din Grecia. Turiștii au ieșit imediat din apă după ce l-au văzut. Incidentul s-a petrecut pe plaja Kamari din insula grecească Kos. Apariția rechinului a fost surprinsă video de un turist britanic care se afla pe plajă. Jackie Jones, în vârstă de 60 de ani, este turistul care a observat rechinul în apă. A declarat că prădătorul înota în sus și în jos la doar 50 de metri de țărm, relatează ziare.com. Tocmai am ieșit din apă și mă bucur că am făcut-o. Nu am vrut să fiu următoarea lui masă, a mai spus acesta. Conform știrile canalde.ro, soția bărbatului s-a declarat și ea îngrijorată. Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling, dar ne-am ridicat și am putut vedea că era destul de clar o înotătoare. Nu aveam de gând să mă întorc în apă după aceea, a fost foarte îngrijorător, pentru că evident mai erau oameni în apă. Se hrănea în mod clar pentru că era la suprafață și îi puteai vedea înotătoarea și coada răsturnându-se. Am avut o viziune oribilă că în orice moment cineva în apă va dispărea. O femeie a călătorit pe insulă împreună cu soțul ei Nev pentru a-și aniversa 60 de ani. Cuplul se bucura de ziua la plajă când a observat rechinul în apă. L-am putut vedea înotând în sus și în jos, făcând o figură de 8 și coada lui trecând pe apă. Am putut vedea cât de mare era. Venim în Kos de 20 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva. A doua zi ne-am întors la plajă, doar am stat la o distanță ușoară pentru a ieși repede. Verificam și că căutam în mod constant dacă era în golf, dar nu era. Cu siguranță ne vom întoarce pe insulă. Nu ne-am descurajat deloc să mergem, a povestit femeia. Autoritățile nu au confirmat prezența prădătorilor marini, dar martorii susțin că a fost vorba de un rechin, relatează știrile canalde.ro.